Salutare! Așa cum v-am învățat când îmi iau o tehnologie nouă, voară și vouă. Aceasta este noua dronă DJI Mini 2. Și aici este telecomanda ei. Și aici sunt butoanele de pe telecomandă. Este un DJI Mini 2. Este pachetul Flymore. Flymore Combo înseamnă că ai niște elice în plus pentru de rezervă și ai chestia asta. Chestia asta este un încărcător pentru baterii și mai am încă două baterii aici, plus una în dronă. Și cu ăsta pot să-mi încarc și telefonul să-l folosesc ca o baterie externă, ceea ce e super. Da, ăsta nu contează. Gentuța asta e la el și am un încărcător aici. Aici probabil o să-mi bag carduri sau ceva. Încă nu mi-au venit cardurile. Adică am comandat niște carduri care să meargă cu drona, fiindcă nu merge orice fel de de card cu drona asta. Asta e partea proastă, nu merge chiar așa orice card. Trebuie un card mai de calitate. Aici drona are un fir USB tip C care se conectează direct la telefon și se pune aici. Și cam așa arată. Bine, am poză cu bebele. Așa, aceasta este drona propriu-zis, așa se strânge ea pentru depozitare. Are o chestie aici care se desface. Și ăsta se desface aici. Așa. Apoi se dau astea în față. Și astea pe spate. Pac. Este o chestie foarte mică. Deci nici nu necesită permis de zbor cu drone. Chestie care este foarte bună. Hai să pornesc. O să-mi intre automat în aplicație. Acum că am pornit. Partea proastă este că n-am card pentru dronă și nu o să vă arăt filmarea propriu zisă, o să vedeți pe telefon. Hai să vedem. Nu știu dacă pot să înregistrez. Pot să înregistrez pe telefon. Hai că o să vă dau un scot din telefon să bag în filmare. Compass calibration required. Hai, lasă. Take off. Nu-i mai face nicio calibrare, nimic. Și a zburat. Deși este mică, zboară sincer mai bine ca cealaltă veche pe care o aveam. Și avem aici setări. Distanță maximă poți să te duci la no limit. Și altitudine maximă o să dau 230 de. Sunt curios cam unde pot să ajung cu ea în depărtare așa. Cu cealaltă zburam vreo 2 km, 3 km, cam așa. Asta ci că poate să ajungă la 10 km. Da, na, nu știu dacă ajunge la 10 km. Ar trebui să ajung deasupra la Murfatlar. Dar nu o să ajung atât de departe. Oricum, deja sunt mult mai departe decât eram vreodată cu cealaltă dronă. Am 1 km distanță. Nu, 800 de metri văd.
Wow, dar ce bine zboară. Hai să ne oprim la 100 de metri, la 1 kilometru. De altă, dacă se întâmplă ceva, trebuie să mă duc după ea. Oricum e super departe. Wow! Cine s-ar duce vreodată atât de departe cu o dronă? Adică trebuie să aștept să vină înapoi acum. Și altitudine văd cam 66 de metri. Dar nu e calibrat compasul și s-ar putea să arate un pic mai puțin decât... Mai coborăm un pic altitudinea. Drona cealaltă, DJI Phantom, care am avut-o, am vândut-o, fiindcă era o dronă destul de mare și greoaie ca să o țin pe câmp să filmez cu tractoare, cu de-astea, înțelegeți voi? Era destul de grea și m-am hotărât să o vând și anul ăsta am ceva planuri mărețe și asta înseamnă să investesc și am investit într-o dronă. Hai că vine, stau aproape, din ce în ce mai aproape de casă. Mai am puțin și ajung deasupra la casa aia din spate de acolo. Acum sunt deasupra la casa aia din spate. Și mă coborâm. Și asta știu. Și foarte stabilă, dacă vă uitați la ea. E super stabilă. Dacă dau pe modul sport, acum are o viteză mare. Mamă, ce viteză are. Sunt deasupra la fermă acum.
Stânga-dreapta e destul de rapid. Mău, mamă, ce rapidă e. Nu vine să cred. Hello, little friend. Și sus. În sus. Deci dacă merg, dacă zbor la înălțime mai multă de 120, încalc reguli de aviație. Cine știe că zborim mai sus. Doar dacă trece un elicopter, dar nu cred. A ajuns la 231. Ia să vedem. Să dăm 500 de metri altitudine. Mergem mai sus. Am 250 de metri. Este de metri. Și 400 de metri. Gata. Hai să vedem jos cu ea. Deja e prea mult pentru ea. Este o dronă destul de micuță și nu e făcută pentru așa ceva. Da, acum așteptăm să vină. Mamă, deci nu se vede. Nu știu unde e. Mai e? Doamne, cât are de coborât. Este la 320 de metri. Da. Bă, e super mișto drona asta. Nu mă așteptam. Adică... aia pe care am avut-o chiar era nașpa pe lângă asta. Stai, nu se compara. Dacă ar și veni. Haide. Haide, știu că poți. Deci cam din locul ăsta am plecat cu ea, da? Hai să vedem dacă ajunge tot în locul ăsta. Aha, o văd. Mamă, dar ce, la, ce înălțime e. Doamne feriște. E super sus. S-a dus un pic în față. Bang! Și pot să dau pe cine? Când dau pe modul cine, acum o să facă mișcări fluide.
și bang. Și de fiecare dată când apăs tare, se mișcă mai încet. Adică am o... are o stabilitate mai mare camera. Dacă dau stânga-dreapta, abia aștept să filmez pe câmp la lucrări. Așa, dronă? Ne vedem pe câmp la lucrări? Asta a fost tot. Ia, să-i facem compass calibration. Calibrate. Ce zice să am 1,5 meters de la pământ. Start. Rotate 360 orizontal. Asta a fost toată calibrare. Știu că mai era... am oprit filmarea. Avea niște... știu că avea niște moduri să... control. Follow me. Ah, nu. Da, trebuie să mai... să mai studiez bine. Știu că aveam un mod care să mă... să mă urmărească pe mine când merg. Nu știu exact cum. Safety. Asta o să scad la 200 de metri. Distanța maximă o să scad la 1 km maxim, să nu se ducă mai mult. Că devine plictisitor să mă întorc. Da, nu știu exact cum se face cu ăsta. Fă care un update aici. Me, în fine. Da. Cam atât video ăsta de azi. Eu ce bebe mic am. Ne vedem data viitoare. Poate cu tractoare pe câmp, cine știe. Poate filmez cu drona tractoarele pe câmp. Ar fi super, nu? Și aș vrea. Dar de multe ori timpul nu mă ajută. Susting. Turirut. Turirut. Uite, și pentru butoanele astea mici are niște locuri special concepute aici, în care le bași pe astea ca să nu le pierzi. Și stau super bine aici. Uite. Pac. Și asta e toată șmecheria. Am buton pentru filmare și oprire filmare. Ăsta controlez camera sus-jos. Astea sunt pentru alte chestii, încă nu le știu. Ăsta e de decolare și ăsta e de aprindere. Simplu. Trebuie să fac curățenie aici pe terasă, că a fost aici. Toată iarna nu am făcut curățenie pe aici. Și acum sunt tot felul de rahați, de porumbei și de... astea se dau și ele așa. Astea se dau aici.
Se pune frumos șmecheria asta aici. Ca să protejeze elicele să nu se ducă naiba când o transporti. Și ăsta se pune aici. Așa. Este super ușoară. Are 260 de grame, ceva de genul. Și se bagă aici în gentuță. Gentuța e super mică. La aia altă aveam un rucsac destul de mare pentru drona aia. Și telecomanda nu încăpea în rucsac. Am plecat de vreo două ori cu drona, dar fără telecomandă. Da. Așa măcar le-am pe toate într-o gentuță mică și pot să filmez. Bun, până data viitoare, spună, baftă!